Popova, patronul pensiunii Ferma Dacilor, a publicat un lung mesaj, varianta lui de poveste. Susține că nu avea nevoie de autorizație de la ISU pentru clădirea în care a pornit incendiul. Mai mult decât atât, se plânge că nu a reușit ani de zile să obțină diverse autorizații, deoarece nu are relații politice. Alături de mine este Alexandra Dinu, jurnalist Digi24. Bun găsit, Alexandra! Bine te-am găsit! Așadar, un mesaj foarte lung în care patronul de la Ferma Dacilor, Cornel Dinicu, vorbește de o mână criminală. Nu doar că vorbește de o mână criminală, ci acest mesaj a fost postat chiar în ziua în care și-a înmormântat copilul. Ne amintim că și băiețelul lui a fost victimă în această tragedie și a dat mai multe explicații. Practic și-a spus povestea de la început patronul de la Ferma Dacilor, încă din momentul în care a luat decizia să construiască această pensiune, scopul pentru care urma el să o facă, și a ajuns pe finalul mesajului și la ceea ce s-a întâmplat pe data de 26 decembrie. Spune că această nenorocire, este chiar un citat aici lângă noi, s-a întâmplat la petrecerea de Crăciun cu familia și musafirii mei. Toți cei care au decedat nu erau clienții ai fermei, erau familie și musafiri. Încearcă să explice în acest fel, pentru că a spus inclusiv de autorizația de la ISU, despre care am tot discutat zilele acestea, că spațiile acestea unde erau victimele, cele 8 persoane care au decedat, nu erau destinate turiștilor, ci erau niște camere unde locuia el și familia lui, și din când în când veneau acolo și prieteni. Asta spune patronul de la Ferma Dacilor că s-a întâmplat și pe 26 decembrie. Explică că acele 4 camere unde erau aceste persoane, iată, sunt, există o parte a clădirii cu intrare separată din interior și exterior, unde existau 4 camere și un living unde locuiam eu, familia și unde ne găzduiam prietenii. Numai că aceste camere sunt deasupra spațiilor de cazare. El spune în mesajul acesta că nu avea nevoie de autorizație ISU, însă iată, erau în aceeași clădire, greu de crezut. Nu trebuie să ai autorizație pentru toată clădirea? Cu siguranță, autorizația trebuie obținută pentru toată clădirea, indiferent dacă sunt sau nu spații de cazare. Numai că ne amintim ce au spus autoritățile după ce au făcut și ancheta internă, după ce au făcut și un raport preliminar în ceea ce privește ce s-a întâmplat la Ferma Dacilor. Aceștia au spus că era nevoie de această autorizație, că au fost controle, că putea fi închisă pensiunea, nu s-a întâmplat acest lucru, încă din 2019 se întâmpla acest lucru. A dat explicații și cu privire la centrala anti-incendiu, nu a pornit alarma. Știm că Raed Arafat a spus cu subiect și predincat, alarma nu a funcționat. Asta dacă ar fi funcționa, putut, probabil da, nu se ajungea aici. Cu siguranță, da, asta a spus, cu siguranță nu ar fi fost atât de multe victime. Patronul spune că această centrală era omologată și nu a funcționat și dă vina pe cei de la Electrica, pentru că spune el acolo mai detaliat, aici este o pe scurt, că erau foarte multe căderi de tensiune și crede că în seara respectivă s-a întâmplat acest lucru, de aceea alarma nu a pornit. Este o posibilă explicație. De asemenea, spune patronul de la Ferma Dacilor, neagă faptul că ar fi fost reșeuri în cameră. Știm că au fost foarte multe persoane care au spus că nu mergea centrala, că exista o încălzire suplimentară, auxiliară, da, care, prin aceste reșouri care ar fi fost puse în camere. Acesta spune că nu existau aceste reșouri în camere și, de asemenea, centrala pentru încălzire funcționa. Nu ceea ce spun martorii, cel puțin așa susține patronul, și de asemenea nu se afla în aceeași clădire cu cea care a luat foc. Evident, aceasta este povestea lui, urmează o anchetă, există deja o anchetă. Se așteaptă ca patronul să fie și arestat, din ce am văzut în mesaj, Alexandra. Acesta a spus că a ales să posteze acest mesaj ca să existe public și varianta lui de poveste. Un fel de audiere în public. Da, nu a dat declarații, însă foarte important de menționat, nu a dat încă declarații în fața polițiștilor. A spus că nu este capabil în acest moment, tocmai ce spuneam, că și-a înmormântat băiețelul și că cu siguranță în zilele următoare îl vom vedea și pe el audiat, va avea ocazia să spună ceea ce a spus
în acest mesaj și poate mult mai multe detalii care să-i ajute pe anchetator să își dea seama ce s-a întâmplat acolo pe data de 26 decembrie, pentru că există foarte multe semne de întrebare. În primul rând, nimeni nu știe în acest moment de la ce a pornit acest incendiu. Știm că nu exista această autorizație ISU, practic nu existau suficiente ieșiri de urgență, nu a funcționat alarma care se anunțe pe oameni că a pornit un incendiu. Foarte multe nereguli nu doar la această pensiune, am văzut și ancheta internă de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Prahova, deja au căzut câteva capete acolo, șeful inclusiv, s-au tras niște concluzii că inspectorii care mergeau în control să vadă cât de bine sunt respectate regulile, legislația, cât de bine e respectată legislația la ferma dacilor, se întâmpla sau nu acest lucru, inspectorii erau inclusiv manipulați de un fost șef de la ISU Prahova. Multe nereguli, foarte multe semne de întrebare în continuare. Vedem că patronul a ales să-și spună punctul de vedere, să-și spună varianta de poveste pe o rețea de socializare. Va avea ocazia să o facă și în fața anchetatorilor. Mulțumesc pentru toate informațiile, Alexandra Dinu. Un șofer din Slatina a fost reținut și este acuzat de tentativă de omor după ce a lovit cu mașina intenționat un bărbat cu care se certase. Victima a fost târâtă pe asfalt și a rămas prinsă sub vehicul. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Incidentul a avut loc în centrul orașului Slatina. După o șicanare în trafic, victima a oprit mașina, a coborât și s-a așezat în fața autoturismului din spate. A fost momentul în care celălalt șofer a călcat pedala de accelerație și l-a izbit în plin. O cameră de supraveghere a surprins momentul. Bărbatul a fost târât mai bine de 10 metri de pe carosabil până pe trotuar. Câțiva pietoni s-au ferit în ultima clipă din calea șoferului furios. În imaginile surprinse de o altă cameră de supraveghere se poate observa cum mai multe persoane sar în ajutorul bărbatului prins sub roțile mașinii. Oamenii ridică autoturismul astfel încât victima să poată fi eliberată. În scurt timp, o ambulanță a ajuns la locul incidentului, l-a preluat pe bărbat și l-a transportat de urgență la spital. În urma impactului, victima a suferit leziuni grave. Șoferul agresor urmează să ajungă astăzi în fața unui judecător care va decide dacă îl trimite sau nu în arest preventiv. Și aflăm mai multe informații de la Elena Alexandru. Elena, te urmărim! Bună dimineața, bun găsit tuturor! În aceste momente, bărbatul în vârstă de 32 de ani din Slatina este reținut pentru 24 de ore în baza unei decizii luate de către procurorii parchetului de pe lângă tribunalul Olt, iar astăzi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. De altfel, anchetatorii au oferit mai multe informații cu privire la această situație. Se pare că cei doi se cunoșteau și aveau un conflict din cauza unei femei. S-au întâlnit în trafic, iar de acolo a pornit un alt scandal. Imediat după ce au provocat un accident rutier, cei doi au continuat conflictul și după. Așa cum spuneai și tu, victima a fost târâtă mai bine de 10 metri de șoferul violent, iar în prezent se află în stare gravă la spitalul din Slatina. Elena, mulțumim! Hala la minor nu are autorizație de securitate la incendiu, iar revelionul organizat acolo se va ține fără a se respecta legea. Anunțul a fost făcut de ISU București Ilfov, care avertizează că hala a fost deschisă înainte de terminarea lucrărilor de renovare și că primăria sectorului 3 nu a cerut autorizație de securitate la incendiu. Potrivit reprezentanților ISU, întreaga răspundere îi revine administratorului clădirii. Până acum, în această locație, s-au organizat mai multe evenimente destinate publicului larg, motiv pentru care pompierii au dat amenzi în valoare de 420.000 de lei. Primăria sectorului 3 nu a prezentat până acum un punct de vedere. O petrecere uriașă este anunțată pentru în această noapte în Hala la Minor. Biletul de intrare costă 200 de lei de persoană. Tradițional, anul nou este întâmpinat cu zgomote puternice și focuri, a căror menire era, în alte vremuri, să alunge relele. În epoca modernă, petardele, pognitorile și artificiile sunt nelipsite de revelion. Deși legea interzice vânzarea celor mai multe dintre ele, se găsesc pe toate tarabele și la colțurile străzilor. Petarde au luat copiii. Doamnă, vedeți că scrie că nu vindeți minorilor. Unde erau însoțiți?
Imaginile au fost filmate de o telespectatoare Digi24. Vânzătoarea susține că părinții erau în apropiere atunci când le-a vândut copiilor petarde. Erau niște bombe din acelea rotunde și niște cutii cu petarde. Deci nu erau artificii, erau petarde, bombe. S-au postat la chioșcul ăla, i-a spus vânzătoarei ce vor, vânzătoarea l-a pus într-o pungă și l-a dorit. După care i s-au continuat drumul. Părintele a venit cu copiii mai devreme a cumpărat, iar apoi au revenit să cumpere ulterior, iar părinții erau în mașină. Dar n-au venit părintele să zică... Părintele era aici în mașină. Adică au cumpărat mai devreme și s-au întors pentru alte produse, iar părintele era în mașină. Și ce vor minorilor, adică neînsoțiți. S-au dus cu banii la magazinul în sine și au luat de acolo petardele și au plecat spre tramvai. Cum erau în mașină părinții? Stai să arăt astea, că astea par cele mai, mamă, bombele astea sunt ceva bombe nucleare. Vedem ce scrie. Categoria. Pe unul, da. Alte categorii, în primul rând, nu arată de felul acesta. Alte categorii sunt baterii de artificii, care sunt cu mai multe focuri și pe care, evident, nu o să le găsim niciodată la raftul unui magazin, pentru că nu sunt legale. Noi aici vindem doar categoria P1 și F1 conform legii. Femeia care a filmat spune că a făcut o reclamație la poliția locală a sectorului 3. Anul trecut, peste 60 de oameni au ajuns la spital cu răni provocate de petarde. Deși polițiștii confiscă în apropierea revelionului tone de produse pirotehnice, acestea continuă să poată fi cumpărate de la aproape orice colț de stradă. Efecte traumatice asupra, mai ales asupra membrelor superioare, pentru că de regulă fie le explodează în mână, fie nu știu ei să le folosească. Din păcate apar și leziuni la nivelul globilor oculari, pentru că și sunt destul de expuși la bucăți din petardă. Procedau la indisponibilizarea în vederea confiscării a peste 110 tone de articole pirotehnice, în valoare totală de aproximativ 5 milioane de lei. Au fost aplicate 330 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 600.000 de lei și au fost de asemenea întocmite peste 600 de dosare penale. Recomandă de asemenea ca la achiziționarea unui obiect articol pirotehnic să verifice cu atenție eticheta, aceasta trebuie să fie obligatoriu inscripționată în limba română. De asemenea, recomandăm cetățenilor să sesizeze poliția pentru orice vânzare de articole pirotehnice ilegală. De asemenea, recomandăm adulților să nu pună la dispoziția minorilor. Pedepsele pentru cei care vând articole pirotehnice ce sunt destinate doar profesioniștilor ajung până la un an de închisoare. Salvamontiștii au avut din nou o zi foarte aglomerată cu fiecare de până acum, de când a început perioada sărbătorilor de iarnă. Ieri au avut 53 de intervenții în care au fost salvați 57 de oameni, anunță Dispeceratul Național Salvamont. 18 dintre aceștia au fost preluați mai departe de echipajele de ambulanță și SMURD. Cu mai multe informații ni se alătură acum domnul Sabin Cornoiu, este președintele Salvamont România. Bun găsit, domnule Cornoiu! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Care au fost cele mai grave incidente și în ce zone au avut loc ele? Am avut foarte multe cazuri pe domeniile de practicare a sporturilor de iarnă. Este normal, avem o încărcătură foarte mare pe pârtii. Foarte puține pârtii funcționează din țară. Nu au o zăpadă foarte bună pentru că a nins abia acum n-a mai nins de două săptămâni și zăpada actuală e foarte tare, are consistența betonului și orice căzătură poate provoca traumatisme. Repet, gradul de încărcare este foarte mare și foarte mulți din cei care sunt pe pârtii nu țin cont de ceilalți din jurul lor, unde sunt începători, poate, sau sunt persoane care n-au cunoștințe foarte bune de schi și iată de aici apar și aceste evenimente. Pe lângă asta am avut și persoane rătăcite pe munte, am avut și accidente de ATV-uri și am atras atenție că folosirea acestor ATV-uri este deosebit de periculoasă, pe cât sunt de spectaculoase și de atractive, orice accident produs cu ele se soldează cu traumatisme foarte grave și vorbim aici de fracturi de bazin, fracturi de coloană, traumatisme care pot fi fatale unui om. Faptul că pârtiile sunt, sau că e puțină zăpadă pe pârtii, face ca acestea să fie tot mai aglomerate de aici și numărul mai mare de accidente? Da, cu siguranță.
gradul de încărcare, deci foarte mulți oameni pe pârtii, pentru că, repet, nici jumătate din pârtiile din România nu funcționează, plus că zăpada care se află în acest moment pe ele este o zăpadă veche, o zăpadă întărită și chiar dacă a fost completată cu zăpadă artificială, consistența ei este foarte dură, e dură, putem spune, ca betonul. Și atunci orice căzătură provoacă traumatisme celor care nu reușesc să se țină bine pe schiuri. Și la ce ar trebui să fie atenți turiștii care practică aceste sporturi de iarnă pe aceste pârtii? Deci, în primul rând, să aibă schiurile bine pregătite, canturile ascuțite, legăturile de schi reglate corespunzător și apoi să dea dovadă de responsabilitate și de precauție în practicarea schiului. Deci să încerce să-și adapteze viteza la condițiile pârtii, la traficul de pe pârtie și să rămână de acest schi în aceste momente, zicem noi, încărcate de turiști pe pârtie, să rămână doar la nivel de agrement și să nu încerce să-și dezvolte acum calitățile sportive și viteză, pentru că nu este loc pentru toată lumea. Despre cei care nu practică sporturi de iarnă, dar se aventurează pe trasee montane, ce-i sfătuiți? Să-și pregătească cu grijă excursia, să-și lase câteva ore de rezervă, pentru că oricând se poate întâmpla ceva pe munte care să le întârze excursia, să intre în noapte și poate să-i găsească nepregătit. Avem cazul de acum 2 zile în care oameni plecați la o tură de 2-3 ore au întârziat foarte mult, s-au rătăcit, i-a prins noaptea și noaptea temperaturile sunt mult mai scăzute, pericolele sunt mult mai mari și atunci oamenii trebuie să știe că trebuie să fie pregătiți pentru orice situație pe care ar putea o întâlni pe munte. Mulțumesc pentru intervenție, domnule Cornoiu. Stațiunile montane sunt pline de turiști așadar, pregătiți să intre în 2024 pe schiuri sau snowboard. Însă distracția de pe pârtie se poate transforma foarte ușor într-o tragedie dacă nu sunt atenți la câteva reguli. Începători sau nu, specialiștii le recomandă celor care alunecă pe pârtie să fie foarte atenți la echipament. Primul pas, indiferent dacă vorbim de schiuri sau snowboard, acestea trebuie să fie verificate înainte de a ajunge cu ele pe pârtie. Se ascut canturile, se repară talpa schiului dacă cumva a fost deteriorată, dacă cumva s-au lovit pietre sau alte situații. Se ceruiesc ca să alunece cum trebuie și e foarte important ca și cantul schiului să fie ascuțit, că de acolo ai controlul și posibilitatea de a te opri, posibilitatea de a frâna, că antoarea aderență cu zăpada, creează aderența necesară cu zăpada. Pe lângă costumul de schi impermeabil, extrem de importante sunt mânușile, casca, dar și ochelarii. Cel mai important este să aibă mânuși, pentru că în momentul când dacă cineva cade sau îmi car schiurile au niște canturi care sunt foarte ascuțite, poate să mă taie pe mâini. Dar și în momentul în care ca și vine, Doamne ferește, cineva de sus și trece peste mâini, să nu se taie, să aibă cască, să nu schieze în șapcă sau fără șapcă. Pârtile sunt extrem de aglomerate în această perioadă și pericole sunt la tot pasul. Pe lângă un echipament corespunzător, este important să dea prioritate celor care vin cu viteză mult prea mare, să fie atenți și precauți și să staționeze doar pe marginea pârtii, aici unde vizibilitatea este cea mai bună. În primul rând, sunt atent la mine, să nu mă pun singur în pericol. Cum este pârtii acum un pic înghețată zilele acestea, sunt atent să-mi adaptez în primul rând viteza mea la condiția pârtiei și la cât de aglomerat este sau dacă este liber. Ne echipăm corespunzător, suntem atenți la ceilalți, mergem pe margine și dacă ești atent, nu are ce să întâmple. Trebuie să fii atent și să încerci să intuiești ce fac cei din față. Pe lângă echipamentul potrivit, specialiștii le recomandă turiștilor să schieze doar pe pârtile special amenajate și să nu încerce alte variante, indiferent de stratul generos de zăpadă. Din cauza greutății, se pot declanșa avalanșe. La munte, turiștii vor încheia anul cu vreme plăcută, însă de mâine revin precipitațiile. Va ploua în stațiuni, iar la altitudini mari va fi Lapoviță. Alături de mine este și Greta Gravilă. Bun găsit, Greta! Bun găsit! După cum l-auzeam mai devreme pe domnul Sabin Cornoiu, foarte puțină zăpadă la munte,
Și acum vedem, nicio șansă de ninsori? Sunt șanse de ninsori, dar abia miercuri și doar la altitudini foarte mari. În rest, în zonele mai joase și mai ales în stațiuni, vor fi ploi de mâine și poate tot miercuri să mai apară ceva la Poviță, însă nu ne mai așteptăm la un peisaj autentic de iarnă, cel puțin în această vacanță de sărbători. Vedem cum arată prognoza și pentru astăzi, pentru că temperaturile se mențin ridicate pentru o zi de iarnă. Astăzi se vor înregistra 14 grade Celsius prin jumătatea sudică a țării în regiunile intracarpatice. Vor fi va mai picura și va fi ceață, în rest vremea va fi însorită, iar de revelion vor fi în continuare condiții de ceață pe alocuri asociată cu burniță. La miezul nopții însă temperaturile vor fi pozitive în majoritatea regiunilor. Locuitorii capitalei se vor bucura de o zi cu mult soare astăzi și maxime de până la 12, posibil chiar 13 grade Celsius. În noaptea dintre ani temperaturile vor atinge pragul înghețului și vor fi și aici condiții de ceață. La munte temperaturile vor urca până la 8 grade Celsius în stațiunile din masivele sudice și doar izolat vor mai apărea câțiva stropi de ploaie. În primele zile din 2024 revin ninsorile și Lapovița la altitudini mari, în timp ce în zonele mai joase vor fi ploi. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24! Toți românii petrec revelionul alături de familie și prieteni. Unii vor fi alături de colegii de serviciu la muncă. Este cazul multor categorii de angajați, cum ar fi medicii, pompierii, șoferii, polițiștii sau marinarii. Ne aduce acum detalii jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu. Iulia, unde te afli acum? Bun găsit tuturor! Ne aflăm, bineînțeles, în Constanța. Suntem în sediul Autorității Navale Române, mai exact la Port Control. Practic, locul de unde se coordonează activitatea pe mare. Alături de noi, jurnaliștii, pentru că și noi muncim, iată că sunt și marinarii. Ceea ce vedeți acum în imagini sunt navele care așteaptă să intre în port, să descarce sau să încarce marfa. Sunt 17 care trebuie să descarce marfa și alte două care acostează chiar acum în acest moment. Așa că cei care coordonează activitatea nu puteau lipsi de la serviciu. Aici petrec ultima zi din an în această situație. Sunt mai multe categorii profesionale, inclusiv marinarii, cei care trebuie să aducă marfa sau să o ia de aici din portul Constanța și să o ducă pe mări și țări cât mai îndepărtate. Noi de aici, de la malul mării, vă transmitem la mulți ani tuturor și rămâneți alături de Digi24 pentru că orele următoare vom merge pe o navă să vedem la lucru ce fac marinarii în această ultimă zi din an. Pe curând! Iulia, mulțumim! La New York, pregătirile au intrat pe ultima sută de metri pentru revelionul din Times Square. Celebra bilă, care e coborâtă de pe un catarg pentru a marca intrarea noul an, a fost testată înainte de numărătoarea inversă adevărată. În fiecare an, bila are un alt design. Anul acesta este formată din plăcuțe triunghiulare cu un model papion. Are 3 metri și jumătate în diametru și o greutate de peste 5 tone. Pentru prima dată, bila va fi iluminată după tradiționalul cântec al lui Frank Sinatra. New York, New York! În Times Square sunt așteptați 1 milion de oameni pentru a vedea globul de cristal căzând, iar 1 miliard vor privi momentul la televizor în întreaga lume.
Trecerea anilor a schimbat total felul în care românii sărbătoresc anul nou. Revelionul în stradă sau în vreo capitală europeană era ceva de neconceput înainte de Revoluție. Nu erau multe opțiuni atunci, oamenii stăteau acasă, ori mergeau în vizită la rude sau prieteni. Era însă una dintre puținele ocazii în care românii aveau program mai lung de 2 ore la televizor. Despre cum petreceau românii Revelionul în comunism ne-a explicat istoricul Adrian Cioroianu. În timpul acelor ani, de fapt, seara de Crăciun sau ajunul Crăciunului erau mai puțin importante. Practic nu se vorbea despre Crăciun în discurs oficial, cum se știe, la copii venea moșgerile. În timpul regimului comunist, Revelionul a crescut în importanță și grație televiziunii, prin acele programe, oamenii fie că erau în vizită, fie că erau acasă, se uitau la televizor. Cuvântarea lui Nicolae Ceaușescu, vă mărturisesc că am ascultat-o foarte atent în seara, deci trebuie să fi fost de Revelionul anului 88-89. 88-89, toată lumea, nu știu, a apărut așa un zvon că Ceaușescu ar putea da un semn, ar putea spune ceva, ca să fiu sincer, noi speram într-o eventuală retragere. Nu știam în favoarea cui, nu ne puneam problema, dar evident că nu s-a întâmplat. Ceaușescu a ținut un discurs foarte plat. A fost singurul discurs al lui Ceaușescu pe care l-am ascultat vreodată. Și pentru că tot vorbim despre pregătirile de Revelion, după o scurtă pauză avem și sfaturile medicilor nutriționiști despre cum să mâncăm în această seară. Rămâneți pe lângă noi! Vino la Profi, folosește cuponul de reducere din reviste și ai băutură răcoritoare carbogazoasă Schweppes, diverse sortimente 1,5 litri la 5,39 lei. Sărbătorim sănătos cu o apă naturală, bogată în minerale esențiale. Stânceni, la mulți ani împreună! Merge o cină romantică. Dragostea trece prin stomac și circuite. Ce ușor o să fie! Pentru extra magie, la noi ai extra oferte. Doradă proaspătă la 2,19 lei, vin spumant Zara Royal Gold la 27,90 lei și pachet Coca-Cola la 14,89 lei. Care e magia ta? Carrefour. De ce apreciază consumatorii Laciu? Farmacistul mi-a spus că bacteriile bune pot contribui la creșterea imunității. Laciu, aliatul florei intestinale. Transformă-ți în realitate lista de dorințe. De sărbători te așteptăm cu oferte la o mulțime de produse. Ca să dai viață dorințelor tale, vino acum în magazinele Altex și ia-ți espresor automat Philips Latte Go, seria 4300 la 2799,90 lei și blender Philips la 228,72 de lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Iarna e mai mult decât gheață și zăpadă. Este povestea pe